Vrem să cerem 2-3 oameni care vor să înalță rugăciune pentru noi astăzi. Și frații mei, voi o să reușiți să veniți undeva aici mai aproape, să mă ajutați cu Biblie. Nu știu cine dintre voi, vocea nu merge. Ok. Atunci să veniți puțin mai în față, să poți să mă ajute. Vrem ca să genuncăm, să cerem 2-3 oameni care vor să înalță rugăciune. Cine? Cine voluntar care vor să înalță rugăciune? 1, 2. Cine s-a treia? Sora? A rămas numai sora. Ok. Hai să genuncăm pentru rugăciune. Tatăl nostru, te rugăm să vii în mijlocul nostru. Te rugăm să revești Duhul Tău peste noi. Să revești dragoste, Doamne, înțelepciune și pricepere. Te rugăm să ne deschizi inimile să primim cuvântul Tău. Te rog să-L binecuvântezi pe Godfrey. Doamne, revarsă Duhul Tău peste el și pune Tu cuvintele Tale pe buzele lui. Și ajută-ne ca cuvântul pe care ni-l transmite să-L înțelegem, Doamne, să-L punem în practică. Și plecând de ei să plecăm mai îmbogățiți pentru veșnicie. Îți mulțumim că ne asculți. Amin. Te rugăm acum pentru aceste momente de ale seminarului de dezvoltare, ajută-ne tu să putem primi ca de la tine, te eliberează de orice prejudecată și fă-ne să înțelegem planul tău bine elaborat pentru viețile noastre. Cred că Duhul tău cel Sfânt să avem puterea să și punem în practică ceea ce studiem, ceea ce învățăm și astfel să dăm dovadă că suntem copii ai tăi. Îți mulțumim că ne asculți, ne încredințăm în brațul tău, ne vedem ție, din Domnul Iisus. Amin. Amin. Părinte din ceruri, te rugăm în numele lui Iisus Hristos să vii în sufletul nostru. Amin. Să ne eliberezi de tot ce ne apasă, ne cunoști frământările, ne cunoști viața de zi cu zi, încercările și experiențele trăite cu tine. Dar te rugăm, pune pe umerii noștri o responsabilitate după planul tău, deschide-ne sufletul și cercetează-ne. Fă ca în seminarul acesta Duhul tău să ne vorbească personal, să ne deschide orizonturi noi pentru a te vedea pe tine în lucrarea noastră, în planurile care tu le vrei cu viața noastră, cu a fiecăruia în parte. Pregătește-ne pentru lucrarea misionară, pregătește-ne pentru cer, pregătește-ne pentru întâlnirea cu tine, să rămânem statornici și credincioși până la capăt. Lasă ca Duhul tău cel Sfânt să ne stăpânească pe deplin, să plecăm de aici cu tine. În numele lui Iisus să fii lăudat. Amin. Amin. Dragii mei, pacea Domnului. Și dacă aveți Biblie împreună cu voi, vrem ca noi să putem să pornim împreună în această timp. Subiect este despre
chemarea lui Dumnezeu pentru poporul lui și rol de familia în chemarea aceasta pe care Dumnezeu a dat nouă. Și mi-aș dori ca, dacă se poate, cu Biblia ta în mână, să putem să înțelegem care este rolul nostru în această lucrare foarte mare pe care Dumnezeu a dat nouă. În primul rând, vrem să știm că care este ținta lui Dumnezeu când El ne-a chemat pe noi. Parcă asta nu scrie. Care este ținta lui Dumnezeu când Dumnezeu ne-a chemat pe noi în această timp? Mai bine să spun așa, în primul rând. Uitați, aceasta este marcar. Marcar aceasta, cel care a făcut această marcar, a fabricat această marcă. A făcut aceasta pentru un scop. Scopul lui era marcarea aceasta poate să scrie pe tabla albă. Și dacă marca aceasta nu mai poate să funcționează, înseamnă marcarea aceasta este bine pentru ce? Aruncat. Este bun de nimic. De ce? Pentru că nu mai funcționează pentru lucrare pe care a fost pregătit. Și de aia vreau să spun așa. Dumnezeu te-a chemat pe tine și a chemat pe mine pentru o lucrare specială pe care dacă tu nu faci și eu nu fac, nimeni, nicio altă persoană nu pot să face lucrarea pe care Dumnezeu a chemat pe tine să face sau pe mine să fac. Amin? Sunteți împreună cu mine? Atunci Dumnezeu cere în această timp cam fiecare dintre noi să pot să face o singură lucrare pe care noi trebuie să facem este aceasta, lucrarea misionară. Amin? Lucrarea misionară înseamnă că tu nu trăiești pentru tine. Tu trăiești specific pentru lucrarea lui Dumnezeu. Atunci dorința lui Dumnezeu este aceasta. Uitați cum este scris aici. Te rog, fratele meu, poți să citești din aceasta. Camino Advent, pagina 32. Haideți împreună. Camino Advent, pagina 32, paragraful 1. Uitați cum este scris. O familie? O familie ordonată, disciplinată, spune mai mult în favoarea creștinismului decât toate predicile ce pot fi predicate. Mulțumesc! O familie ordonată face mai multe lucrări în lucrarea misionară, mai mult decât orice altă predicare care pot să fie predicată. Știi ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că familia ta și familia mea trebuie să predică Evanghelia mereu. Amin? Dacă nu, atunci înseamnă degeaba m-am căsătorit sau degeaba am familia sau am încurcat program lui Dumnezeu. Mai bine să explic ce vreau să spun așa. Este așa. Pot să spun așa. Aproape 6.000 de ani Dumnezeu a îngăduit ca lumea aceasta să pot să aibă luptă cu satana perioada aceasta și la sfârșitul de această perioadă avem 1.000 de ani care trebuie să fie petrecut unde? Cine știe, dragii mei, unde? În cerul și după aceea vine distrugerea de lumea aceasta. Am spus aproximativ 6.000 de ani. De ce? Pentru că este scris același lucru în cartea Tragedia Veacurilor, pagina 673 și Tragedia Veacurilor 656. Același mesaj. Uitați, dragii mei, vreau să arătăm ceva aici, înainte să mergem foarte departe. Asta e din cartea Camino, Tragedia Veacurilor, pagina 656. Îngăduiți-vă să citesc aici. Timp de 6.000 de ani a continuat marea luptă. Fiul lui Dumnezeu împreună cu solii cerești au fost în luptă cu puterea celui rău pentru a-i avertiza, a-i ilumina și a-i salva pe fiii oamenilor. Acum toți au luat hotărârea. Nelegiuiți s-au unit de plin cu satana în lupta contrar lui Dumnezeu. Timp de 6.000 de ani. Ascultați cu mare atenție, vreau să dau voie încă o dată alta. Este în Tragedia Veacurilor 518, Tragedia Veacurilor, pagina 518. Urmăriți-mă cu mare atenție. Marea luptă dintre Hristos și Satana, care a fost dusă aproape 6.000 de ani, se va încheia în curând. Și astfel, încât cel rău își dublează eforturile pentru a nimici lucrarea lui Hristos în favoarea omului. Ca să prinde suflet în cursele lui, scopul lui este acela de a-i ține pe oamenii în tuneric și nepocăință până când mijlocirea Mântuitorului se încheie și nu va mai fi jertfa pentru păcat.
Care este lucrarea lui Satana, dragii mei? Care este scopul lui? Se ține pe oameni unde? Întuneric și nepocăință. Până când mijlocirea lui Hristos nu va avea nicio loc. Și nu va mai fi jertfa pentru păcat. Asta este scopul lui Satan. Se ține pe tine și pe mine în întuneric. Dar slava Domnului, Dumnezeu a lăsat pe tine și pe mine să lumineze în lumea aceasta. Amin? De ce? Pentru că în momentul când noi lumineam în lumea aceasta, seamnă că atunci ajutam pe Hristos în marea lucrare de a salva pe oameni. Cu alte cuvinte, motiv pe care tu ești în viața este unul. Doar ca să câștigă suflet pentru cer. Și mai multe ori am spus la alți, dacă nu ai reușit să salveze pe altcineva, salveze cel puțin familia ta. Amin? Cel puțin familia ta. Știi ce? Am ajuns la generația, la timp pe care oamenii spune, știi ce? Facem concurență în orice lucru. Și în predicare concurență. În cântare concurență. În bisericile concurență. Și am uitat cam fiecare are locul lui, lucrarea lui, pe care Dumnezeu a pregătit pentru el să împlinește, pe care nu pot să face concurență cu altcineva. Amin? Cum poți să știi lucrul acesta? Citiți în Biblia. Este scris despre Dumnezeu, care, Domnul care a dat talenți la alți oameni, care slujitori care au fost acolo. La una a fost dat câte? Cine știe? 5. La celălalt câte? 2. Celălalt câte? 1. Și Biblia spune, după puterea lor. Cum putea una cu una să concureze cu aia care are 5? Nu merge. Cum poate aia cu 2 să poată să concureze cu aia care are 5? Nu merge. Dar Dumnezeu spune, continuați să lucrați până eu voi veni. Amin? Atunci în fiecare ceva ce pe care eu îmi place este aceasta. Când a venit stăpân, cei care au avut 5 a avut 5 în plus. Amin? Cel care a avut 2 a avut 2 în plus. Dar îmi place cum spune stăpân. La fiecare dintre ei, ce au spus? Ce a spus? Bine, robul, bun și credincios. La aia care a făcut 5 mai mult, la aia care a făcut 2 mai mult, bine, robul, bun și credincios. Dacă aia cu 1 a lucrat și el, să câștigă una, putea să primește același lucru. Dumnezeu nu este patinitor, amin? Dar El cere de la tine să știi că tu trăiești pentru un singur scop. Ori aduna împreună cu Hristos, ori risipește. Este periculos să fii numit adventist de ziua 7 care nu trăiești. De ce? Pentru că dacă nu trăiești, uitați ce este scris în Biblia, în cartea lui Matei, capitolul 12, haideți împreună, Matei, capitolul 12, versetul 30. Venim înapoi la același lucru pe care am discutat despre 6.000 de ani. Ce spune Biblia? Da, fratele meu. Cine nu este cu mine este cine împotriva este mea mine, și cine nu strânge cu mine risipește. Mulțumesc! Cine nu este cu mine este împotriva mea. Cine nu strânge împreună cu mine, ce face, dragii mei? Spuneți mie. Risipește. Știi ce înseamnă aceasta? Înseamnă că nimeni nu ocupa poziția neutră. Neutră, nu știu cum în limba română mai corect. Neutră. Nimeni. În fiecare dintre noi, uitați, dragi, unde noi suntem acum, în fiecare a fost dat darul acesta este numit darul de influență. Când cineva uită la fratele meu aici, este influențat ori spre bine, ori spre rău. Când tu deschide gura orice lucru care iese de la tine, cum este scris în cartea lui Matei, capitolul 12, versetul 36, este scris că prin orice cuvânt nefolositor pe care omul o să vorbește, va trebui să dea socoteală. De ce? Pentru că prin cuvintele tale va fi scos fără vine și prin cuvintele tale va fi cum? O sândit. Dar, Doamne, cum pot să mă ajute că pe mine? Nu am fost atent. Și versetul 34, Biblia spune, din prisosul inima, terminați, dragii mei, vorbește gură. Ce tu ai vorbit era lucrul care a fost înăuntru. Și atunci, ascultați-mă, dragii mei, haideți înapoi la lucrul pe care vreau noi să înțelegem. Am spus, asta este perioada pentru toată lumea. Dacă perioada aceasta este pentru toată lumea,
Seamnă la sfârșitul de perioadă pe care Dumnezeu a hotărât în tot știința lui, când s-a terminat, el o să strigă în cer, o să spune s-a-s sfârșit. Când el o să spune s-a sfârșit, nu există ceasul care o să fie dat înapoi. Sunteți de acord cu mine? Amin? Dar nu numai aceasta. Haideți în cartea lui Iov, capitol 14. Iov, capitol 14, versetul 1 și versetul 5. Dar vreau să citim, cineva care are Biblia fidelă? Cineva cu Biblia fidelă? Nimeni? Nimeni? Ok. Biblia fidelă. Este Cornelescu, ha? Ok. Ok, hai să citim. Iov 14, versetul 1. Omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri. Mulțumesc! Omul născut din femeie. Terminați încă o dată, fratele meu. Are cum? Are viața scurtă. Are viața scurtă și? Plină de necazuri. Ascultați cu mare atenție. Hai să spunem așa. În această 6.000 de ani, în fiecare are poția lui. Sunteți de acord cu mine? Aceasta înseamnă că, hai să spunem, omul negru are 50 de ani de a trăi. Da? Și celălalt, omul alb, are 75 de ani. Biblia spune, versetul 5, fratele meu, citesc versetul 5. Ce spune Biblia? Versetul 5. Dacă zilele lui sunt hotărâte, zilele dacă i-ai numărat okay. lunile... Ok, fratele meu, citește ca un proroc mai rar, așa. Ascultați cu mare atenție. Este scris că zilele lui sunt cum? Hotărâte. Și zilele lui sunt hotărât. Dar vreau să pun întrebare, dragii mei. Omul negru știe când zilele lui sunt hotărât? Nu. Atunci, timp pe care el are, are 50 de ani. Hai să spunem așa. Are 50 de ani. Și... în această perioadă, ascultați-mă, dragii mei, în această perioadă Dumnezeu a dat ție pentru un singur scop. Care este scopul nostru? 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 9. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 9. Vă rog, unii pot să pună întrebare, care este legătura între această comisiune și familia? O să înțelegeți mai clar. Urmăriți-vă acum, atenție. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 9. Ce spune Biblia? Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi apostoli, apostol? Oamenii cei mai de pe urmă, da? Niște osândiți la moarte, da? Fiindcă am ajuns o priveliște pentru îngeri și oameni. Mulțumesc! Am devenit o priveliște sau teatru pentru îngeri, oamenii și lumea. Aceasta înseamnă că când omul negru trăiește, când... există îngeri necazute care vor să vede dacă Dumnezeu este corect când el o să spune, omul negru, nu pot să intre în împărăția cerului. Atunci îngeri sunt cu ochii lor către noi. Cine este de acord cu mine? Alo, dragii mei. Unii nu sunt de acord cu mine. Ok. Credeți îngeri, uite. Ok, haideți în cartea lui Evrei, capitolul 1 cu 14. Haideți, Evrei. Evrei, capitolul 1, versetul 14. Hai să vedem dacă îngeri sunt importanti în planul de mântuire. Evrei, capitolul 1, versetul 14. Ce spune Biblia? Vorbim despre îngeri. Oare nu sunt? Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Mulțumesc! Îngeri lui Dumnezeu sunt duhuri trimise ca să pot să ajute pe celor care vor fi moștenitori a împărăția cerului. Amin? Atunci, haideți împreună. Înapoi la versetul aceasta pe care noi am citit. Noi suntem făcut o priveliște pentru lume, pentru îngeri, pentru oameni. Când omul negru va fi salvat, îngeri trebuie să strigă Haleluia. Amin? Dar nu numai aceasta. Și oamenii trebuie să uite să spună, omul acesta nu a trebuit să rămâne în departamentul al nostru. De ce? Pentru că caracterul lui, nu există nimic al lui Satana care se găsește în el. Și oamenii, ca și în timpul lui Daniel, trebuie să uite să cerceteze la tine și să spună, știi ce? Cu omul acesta, am încercat toate metodele, nu am găsit nimic rău în el, numai dacă noi putem să atingem despre Dumnezeu lui. Nu știu dacă m-ați înțeles, dragii mei. Toți aceasta trebuie să fie martori.
Satana însuși trebuie să spune pălăria jos. De ce? Pentru că omul acesta nu este al meu. Și după aceea Dumnezeu să spune, bine ați venit robul credincios. Ai fost credincios în lucrurile mici. Acum intră în bucuria împărăția, împăratul al tău, care a fost pregătit pentru tine de la întemeierea lumii. De aia, dragii mei, este scris că noi suntem făcut aceasta o privilegie pentru lumea, pentru îngeri și pentru oameni. Atunci înseamnă că în 50 de ani, omul negru trebuie să dovedește dacă este ori al lui Dumnezeu, ori al lui Satana. Cine este de acord cu mine? Alo? Mulțumim! Dacă aceasta așa este, cei care fuge la maraton 42 de kilometri, pot să merge acolo să spune, acum vreau să alerg. Vin. Cine vrea, și eu, și eu, și eu. La pornire, porniți toți. Îmbracat cum voi vreți. Unii vine cu bocanci, așa, dită mare. Unii vine cu, cum se zice aia, cum se zice, haina aia de lucră, de șantier, cu aia, șapca aia, mare aia de, care se nu cade, caramida în cap, se pune acolo și haina aia de, cum se zice, de iarnă, pune peste ei. Oamenii care spune go, nu au problema cu tine. O să vede pe tine că nu ai fost înțelept, te-ai încurcat singur, pentru că ai adăugat greutate asupra picioarele tale, când a trebuit să fii mult mai ușor, să merge doar cu tenis. Nu știu dacă m-ați înțeles, dragii mei. Dar tot 42 de kilometri trebuie să mergi. Omul negru, 50 de ani, ești singur, ești casator, nu contează. Greutatea este același. Alo? Nu m-ați înțeles. Așteptarea lui Dumnezeu este același. Ai copii, nu ai copii, nu contează. Așteptarea lui Dumnezeu este tot același. Dar ce El vrea este aceasta. În această timp, tu se poți să iese acolo biruitor. Amin, dragii mei. De aia Biblia spune, Ioan capitolul 3 cu 16, fiindcă atât de mult Dumnezeu a iubit lumea, a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piardă, să aibă ce? Viața veșnică. Care este ținta lui Dumnezeu? Toată lumea să fie salvată. Asta este ținta lui Dumnezeu. Dar toată lumea va fi salvat? Spuneți-mi, toată lumea va fi salvat? Nu! Dar cine se devine Dumnezeu? Nu! Unii dintre noi am băgat multe greutate la picioarele, nu mai putem să terminăm maraton cum trebuie. Și Dumnezeu spune, este treaba ta, nu am pus această greutate la tine. Pentru că la fiecare omul, în 1 Corinteni capitolul 12 cu 9, Biblia spune, harul meu este cum, dragii mei? Este de ajuns. Am moștenit, știi ce? Tatăl meu a fost bețivan și bunicul meu a fost bețivan, străbunicul a fost bețivan, celălalt străbunicul a fost bețivan. Și Dumnezeu spune, atunci câte chilă ai de problema, posibil problemele tale de a fi bețivan? Se spune, Doamne, am 50 de chile de posibilitate de a fi bețivan. Și Dumnezeu spune, o să dați 50 de har. 50 de chile de har. Pentru că harul meu este cum? Este de ajuns. Cel care a avut, tata era pastor, bunicul era pastor, străbunicul a fost pastor, străbunicul a fost pastor. Care este, cum să zicem, posibilitate de a fi, probabilitate de a fi bețivan, este 2% sau 2 chile de probabilitate. M-ați înțeles această limbajă pe care am folosit? Și Dumnezeu spune, atunci o să dați și ție 2 chile de har. Dumnezeu este corect, da sau nu? Spuneți-mi, dragii mei. Da, El spune, harul meu este de ajuns. La sfârșit de toate, ce tu ai moștenit, ce El a moștenit, la sfârșit de toate, Dumnezeu pune la egalitate. Ca nimeni să nu spună la Dumnezeu, Doamne, nu ai fost corect cu mine. De aia când Dumnezeu cheamă pe tine, este un privilegiu ca tu să fii chemat de Dumnezeu. Amin, dragii mei, amin? Amin, dragii mei, amin? Este un privilegiu foarte mare. Și nu există alt lucru mai frumos decât să fii chemat de Dumnezeu să faci lucrarea Lui. Și dorința Lui este numai una. Moment când tu o să știi cât de greu este să câștigă un suflet, o să prețuiești un suflet. Amin, dragii mei? O să prețuiești acest om.
Sora White scrie, dacă era nevoie, dacă numai un singur persoană a păcătuia, Hristos putea să vină să moară exact pentru același om. Spuneți mie, cât de mare este valoarea de un suflet? Spuneți mie, cât de mare? Foarte mare. Infinit, cum a spus predicatorul care a predicat ieri. Mi-aș dori ca noi să înțelegem lucrul acesta. Dar care este rolul nostru în această timp? Matei capitolul 5, haideți să nu dormiți. Ok, Matei capitolul 5, versetul 14. Ce spune Biblia? Matei capitolul 5, versetul 14. Cine a găsit? Matei 5 cu 14. Da, fratele meu. Matei capitolul 5 cu 14. Voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Mulțumesc, fratele meu. Voi sunteți ce? Spuneți-mi, dragii mei, sunteți ce? Lumina lumii. Atunci, dacă voi sunteți lumina lumii, ce este lumea? Nu m-ați înțeles românește-a mea, eu știu că este periculos. Ascultați cu mare atenție. Voi sunteți lumina lumii. Dacă voi sunteți lumină, ce este lumea? Întuneric. Întuneric. Mulțumesc. Atunci spuneți mie care este relația între întuneric și lumina. Spuneți mie. Ce relația care există între întuneric și lumea? Contrast. Unde este lumina, nu există întuneric. Cine este de acord cu mine? Alo. Știi ce înseamnă aceasta? Asta este chemarea pe care Dumnezeu a făcut la tine. Hei! Oameni buni, știi ce? Când eu gândesc despre lucrul acesta, este o mare privilegiu să fii chemat de Dumnezeu cerească ca tu să fii lumina lumii. Nu sunteți de acord cu mine? Ioan capitolul 1 cu 4. Ce spune Biblia? Ioan. Ioan capitolul 1, versetul 4. Ce spune Biblia? Ioan capitolul 1, versetul 4. Hai să citim. Ioan capitolul 1, versetul 4. Cine a găsit? În el era viața. Și viața era lumina oamenilor. Amin? Cine a fost viața? Spuneți mie, dragii mei, cine a fost viața aceasta? Iisus Hristos. Și Biblia spune, voi sunteți lumina? Am rămas singur, alo. Voi sunteți lumina lumii. Mulțumesc. Și versetul 9, ce spune Biblia? Fratele meu, Ioan capitolul 1, versetul 9. Aha. Și el? Lumina aceasta era adevărata lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină. A, care? Care luminează pe orice om venind în lume. Mulțumesc! Hai să punem încă o dată lucrul acesta să înțelegem mai clar. Lumina aceasta a fost adevărată lumină. Adică cine? Cine a fost această lumină aceasta? Care a fost adevărată lumină? Domnul Iisus Hristos. Și cine suntem noi? Alo? Cine suntem noi? Lumina lumii. Și cine este adevărată lumină? Spuneți mie. Domnul Iisus Hristos, aceasta înseamnă că noi avem un privilegiu de a lua lumina de la un adevărat lumină. Adică de la cine? Spuneți mie. De la Domnul Iisus Hristos. Și după aceea noi să putem să luminăm înaintea lumii. Ascultați-mă, dragii mei, chemarea noastră nu este să fim mai buni decât lumea, dar chemarea noastră este ca noi să fim diferit de lumea. Mi-aș dori, mai ales adventiți de ziua șapte, să înțelegem lucrul acesta. Noi trăim în timpul cel mai periculos timp pe care Dumnezeu a pus încredere în tine și ținta lui este una, ca tu și eu să putem să luminăm lumea aceasta. Lumea aceasta se poate să vede adevărata lumină care este Domnul Iisus Hristos. Să nu uitați, când Hristos a venit aici pe pământ, a venit să reflecte caracterul al lui Tatăl. Sunteți de acord cu mine? Să nu uitați în Ioan capitolul 14, când Filip a spus, Doamne, arată-ne noua pe Tatăl. Și aceasta va fi de ajuns. Și ce a zis Domnul Iisus Hristos? Filip, nu ai fost împreună cu mine timp mai lung? Ai fost tot timpul aceasta cu mine și acum tu spune, arată mie pe Tatăl? Cine a văzut pe mine, terminați, dragii mei, a văzut pe Tatăl. Există anumit oameni care începe asta să spună, știi ce? Dumnezeu care este în Vechiul Testament este foarte dur. Aia din Noul Testament, oh my blood. Să nu uitați, dragii mei. Dacă Hristos a fost blând, așa este Tatăl. Pentru că ținta lui a fost să reflecte caracterul lui Tatăl care este în cer. Și atunci, adventist de ziua șaptea, ai fost chemat de Dumnezeu pentru o lucrare foarte mare. Ascultați-mă, dragii mei, nu am concurență cu fratele meu Cristian. Nu am concurență cu el.
predicam, el cântă, sau el predică, eu cânt. Nu avem nicio concurență. De ce? Pentru că el are porția lui, probabil el are 75 de ani, și eu am 50 de ani, dar în fiecare a fost dat de Dumnezeu, perioada aceea se reflectă caracterul lui Dumnezeu. Oamenii buni, nu este un privilegiu mare? A, nu. Nu este un privilegiu mare. Să fii conlucrator cu divinitate. Să ajutăm pe mai mulți oameni. Gândiți-vă despre lucrul acesta, dragii mei. Sora aici scrie, în momentul când noi am ajuns în cer. Am ajuns în cer. Și sora a venit datorită predicile pe care am făcut nu știu undeva. Și frate a venit datorită nu știu unde eu am lucrat. Și el vine să sară pe gât și ea să sară pe gât și frate să sară pe gât să spune: fratele meu, mă bucur, asta s-a intrat în împărăția lui Dumnezeu. Datorită ție, eu să pun întrebare, dar unde? Am urmărit pe tine. Când ai vorbit, atunci eu am fost în mocina păcatului și după aceea am lăsat. Astăzi, haleluia, sunt în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, ascultați-mă. Va fi cea mai mare bucurie. Conlucrator cu Hristos. Ce spune Isaia 53, versetul 11? Isaia 53, versetul 11. Isaia. Chemarea lui Dumnezeu, 53, versetul 11. Ce spune Biblia? Isaia 53, versetul 11. Ați găsit? Mai tare. Ce spune Biblia? Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Mulțumesc! Cine este aceasta care o să vede rodul muncii sufletului? Cine este aceasta? Cine? Domnul Iisus Hristos. Și Biblia spune, moment când El o să vede aceasta, care sunt aceasta roade? Oameni buni, roade aceasta sunt tu și eu. Mântuit, salvat, împărăția lui Dumnezeu. Și Hristos o să spune la tata: tata, uitați trofeul. Aceasta sunt copii pe care tu mi-ai dat. Mulțumesc pentru că m-ai lăsat să merg să moar. Ei au ascultat pe mine și ei acum au intrat în împărăția cerului. Haleluia! Și să există bucuria în cerul datorită faptul că cineva a acceptat moartea lui Hristos. Dar Hristos a lăsat pe tine și pe mine să fim conlucrator împreună cu El în această mare lucrare de a salva sufletele. Amin, dragii mei. Amin. Tragedia Veacurilor, pagina 70. Tragedia Veacurilor, nu știu dacă încă ai prins lucrul acesta. Tragedia Veacurilor, pagina 70. Uitați cum este scris aici. Tragedia Veacurilor, pagina 70. All right. Uitați, dragii mei. Trebuie să fie doar TV. TV. Pagina 70. 70, go. Ok. Ascultați cum are atenția, dragii mei. Îmi place. Uitați cum este scris aici. Tragedia Veacurilor, pagina 70. Duhul lui Hristos este un duh misionar. Stop! Duhul lui Hristos este în duhul ce? Spuneți-mi, dragii mei. Misionar. Prima dorință a unei inimi renăscute este să-i aducă și pe alții la Mântuitorul. Biserica, amin? Care este prima dorință noastră? Să aducem mai mulți oameni la cine? La Hristos. Duhul lui Hristos este duhul misionar. Prima dorință a omului care s-a născut în Hristos este să aduce pe alți oameni la Hristos. Ați auzit ce a spus predicator Kim? Când a vorbit, a spus așa: moment când tu știi cât de frumos este Evanghelia lui Hristos, nu mai poți să taci. Oamenii o să trebuie ei să închide urechile. Ascultați-mă, dragii mei. Eu am fost în America în anul 97-98. Cea mai interesantă povestoare înainte să ajunge la America a fost America. Nu m-ați înțeles? Dacă tu vrei să mergi la America, ascultați cu mare atenție. Eu care am fost la America, lăsați pe mine să fiu mândru. Ok. Când tu vrei să mergi la America și să știi că surorile nu a fost, hai să spunem nu a fost, nu a fost la America, când începe să discute cu ei, trebuie să spune: apropo, America. De ce? Ca ei să pot să începe să vorbesc ceva și tu să spune: știi ce? De fapt, știi ce? În data cu tare, eu o să merg la America. De ce? Ce m-a interesat lucrurile este America. De ce? Pentru că tu mergi la țara pe care tu nu ai fost niciodată. Și cu cât se apropie zilele de plecare, cu cât de greu va fi pentru tine să stai în casa ta. De ce? Pentru că și el trebuie să știe că eu merg la America. Și el trebuie să știe. Și ea trebuie să știe.
Dar am citit undeva ca poporul lui Dumnezeu merge în cerul undeva. Ați auzit ceva de genul ăsta? Ca poporul lui Dumnezeu într-o zi va fi într-o cetate pe care Dumnezeu a pregătit, pe care temelia este cine, dragii mei? Cine a făcut temelia aceasta? Domnul Iisus Hristos. Și am descoperit că în această cetate este loc pe care în 1 Corinteni 2:9 spune: nici ochii nu a văzut, nici urechile nu a auzit, nici nu a intrat în mintea omului. Aceasta sunt lucrurile pe care Dumnezeu a pregătit pentru oamenii care iubește pe El. Amin, dragii mei, amin? Atunci, dacă așa este, de ce noi nu suntem așa de entuziasti să mergem să vorbim cu alții despre, oh, apropo, cerul, vine Domnul Iisus Hristos în curând. Cu cât noi apropiam de a doua venire, atunci casele noastre trebuie să fie mai greu de a sta acolo. De ce? Pentru că eu știu că sunt pe drum către cer. Amin? Biblia spune așa: așteptând, terminați? Și grabim venirea lui Hristos. Chemarea ta să fii lumina lumii este cea mai înaltă chemare care a fost dat vreodată oamenii muritori. Și Dumnezeu cheamă, ascultați-mă, asta s-am citit, cred, este parabola Domnului Hristos, pagina 301, unde este scris așa: Dumnezeu niciodată nu va chema pe tine să faci lucruri pe care El nu a pregătit metodele ca tu să împlinești voia Lui. M-ați înțeles aceasta românește mai încurcat? Dumnezeu nu va chema pe tine fără să dea ție metodele, tools, uneltele pe care tu trebuie să folosești ca să termina lucrare. În engleză este scris: God's biddings is God's enablings. Chemarea lui Dumnezeu seamnă calificarea al tău în lucrarea lui Dumnezeu. Hei, dragii mei, haideți acasă, amin? Haideți acasă. Mi-aș dori ca adventist de ziua așa să poți să gândești la această chemare foarte mare pe care Dumnezeu ne-a dat. Voi sunteți lumina lumii. Haideți în cartea lui Matei, capitolul 3. Uitați, dragii mei, Matei, capitolul 5, haideți înapoi. Matei, capitolul 5, chemarea lui Dumnezeu. Matei, capitolul 5, versetul 13. Cum este scris? Matei, capitolul 5, versetul 13. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi, pentru tine, pentru familie. Cum este scris? A? Voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți sarea pământului. Aha. Dar dacă sarea își pierde gustul, atunci, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, hai, decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Hai. Este scris așa: voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea pierde gustul, este bun de nimic. Mai bine să fie aruncat afară, să fie călcat unde, dragii mei? Spuneți-mi, unde? În picioare. Dacă sarea nu mai poate să fie sare, este bun de nimic. Dacă adventist de ziua șaptea nu mai poți să fii adventist de ziua șaptea, este bun de nimic. Bine de aruncat afară, calcat în picioarele. Și Biblia spune în Maleac, capitolul 4, versetul 3, cei rei vor fi ca cenușă sub talpele picioarele noastre. Nu ați citit, dragii mei, nu ați citit lucrul acesta? Aceasta înseamnă că un adventist de ziua șapte care nu face lucrare de adventist de ziua șapte este bun de nimic, bun de aruncat afară și calcat în picioare. Înseamnă nu va fi mântuit. Amin, cineva? Amin? Greu. Dumnezeu cere ca tu și eu să putem să fim mântuit. Dragii mei, vreau să pun întrebare. Cine sunt necasătorit? Mâna sus. Cei necasătorit? Necasătorit, mâna sus, mâna sus. Nu este rușinos să fii necasătorit? Daniel a fost căsătorit? Nu, mâna sus, cei necasătorit? Ok. Ok. Cei căsătorit, mâna sus. Oh, de aia am înțeles de ce sora a zis mai bine să chemăm pe cei căsătorit să ridicăm. Ok, mulțumesc foarte mult. Ascultați-mă, dragii mei, vreau noi să înțelegem ceva. Dumnezeu a folosit oamenii căsătoriți și oamenii necăsătoriți pentru lucrarea Lui. Sunteți de acord cu mine? Dumnezeu a folosit tineri
Și a folosit și oamenii cum? Ca căsătorit, ca să facă lucrarea lui. Și a drag Meșec și Abednego, Daniel, era băieți necăsătorit. A făcut lucrare pe care și împărat a trebuit să fie convertit. Petru a fost căsătorit. Într-o zi când soacra lui, hei, mi-aș dori ca oamenii care au socri să pot să respecte pe socri. Amin. Și alți oameni spune, mai bine, dacă este bolnav de gripă, mai bine să fii și mai tare. Dar Petru s-a bucurat când socra lui a fost ajutat și a fost sănătos și după aceea a început să facă lucrare. Într-o zi Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt și pentru timpul aceasta 3000 de oameni au fost botezați. Amin? Noe a predicat câte timp, dragi mei, spuneți-mi câte timp? Cine știe? 100? 120 de ani. Citiți din cartea lui Geneza, capitolul 6 cu 3. Haideți împreună. Geneza 6 cu 3. Geneza capitolul 6, versetul 3. Uitați ce este scris. Geneza, capitolul 6, fratele meu, versetul 3. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, da? Căci omul nu este decât carne păcătoasă. Mulțumesc. Totuși, zilele lui vor fi de 120 de ani. Zilele lui vor fi 120 de ani. Ok, hai să punem întrebare. Câte timp a predicat? Spuneți-mi, câte timp a predicat? Spuneți-mi încă o dată. 120 de ani, sunteți de acord cu mine? Ok. Noi a avut câte copii? Cine știe? Câți copii a avut? 3. Care sunt numele lor? Sema, Am și Javed. Hai să mergem în cartea lui Geneza, capitolul 5, 32. Geneza 3. Geneza 5. Geneza, capitolul 5, versetul 32. Și întrebarea este când Dumnezeu a dat chemarea lui Noe? Cum este scris, fratele meu? Noe, la vârsta de 500 de ani, a născut pe Sem, Ham și Iafet. Încă o dată, citește. Noe, la vârsta de 500 de ani, a născut pe Sem, Ham și Iafet. La vârsta de câți ani, spuneți mie? 500 de ani. Alo? A născut? Băieți și fetele, să nu crede că o să spune ajungeți atunci, atunci veți fi căsătorit. Nu este subiectul meu. Subiectul meu este aceasta. Ascultați, Noe a dat naștere la 3 copii la 500 de ani. Urmăriți-mă acum, atenția. Și a predicat câte timp, spuneți mie? 120. Ok, haideți mai departe. În cartea lui Geneza, capitolul 7, versetul 6. Ce spune Biblia? Geneza, capitolul 7, versetul 6. Ce spune Biblia? Noe era de 600 de ani când a venit potopul pe pământ. Stop! Noe a avut câte ani, spuneți mie, când a venit potop? 600 de ani. Atunci când a primit chemarea? Faceți matematică, este foarte simplu. Spuneți mie. 120. A predicat 120, sunteți de acord? Când a născut copilului, mulțumesc! Aceasta înseamnă că Noe a primit chemare. Îngăduiți-vă să spune când el era încă un tiner necăsătorit. Pentru că atunci nu exista metodele de contracepție. Nu cred că a stat 20 de ani tot căsătorit, dar fără copii, nu cred. Aceasta înseamnă că, ascultați cu mare atenție, vreau încă o dată noi să puneți lucrul acesta în minte. Seamnă că Dumnezeu a chemat pe Noe 20 de ani înainte de a fi cu copii. Hei! Și eu pun întrebare. Cât de important a fost pentru Noe să alege pe soția lui? Nu m-ați înțeles. Vreau să pun întrebare. După, according to my homemade theology, m-ați înțeles acea teologia mea făcut de acasă, ascultați-mă. Aceasta înseamnă că Dumnezeu a chemat pe el înainte de a fi căsătorit. Dacă era înainte de a fi căsătorit, Dumnezeu a avut încredere în el. Sunteți de acord cu mine? Amin? Dacă a avut încredere în el, este ca și cum Dumnezeu merge la un tiner necăsătorit, care este gata să fie căsătorit, să spune, am o misiune pentru tine, Abel.
Care este misiunea? Tu trebuie să predice câte timp? 120 de ani. Atunci următorul lucru era pe cine să fie casa tărui? Pe Cinderella? Nu! Pentru că Cinderella o să mă încurci pe mine, vreau să vopseste și asta și asta. Și noi vrem să predicăm 120 de ani. Se cheamă pe Cinderella, o să spune, știi ce? Uite, dragul meu, noi, eu astăzi vreau să rămâne pe oglindă, la oglindă, acolo eu rămân acolo și pentru că asta este ținta mea astăzi. Aceasta înseamnă că aceasta noie, în timpul lui de tinereța lui, a trebuit să fie un om care are temere de Dumnezeu. Sunteți de acord cu mine? Amin? Parcă sunteți supărat. Amin? Și atunci ținta lui era ca să fii căsătorit, trebuie să fii căsătorit cu cel care înțelege chemarea al meu. Nu are logică, alo? Nu are logică. Are logică sau nu? Are logică. Pentru că dacă nu, atunci cum poți să împlinești 120 de ani de a predica cu cineva care mă trage jos? Pentru mine ar fi o criză nemaginită să există o fată adventist de ziua șaptea care nu trăiește viața de adventist de ziua șaptea. Este o criză fatală, nu știu cum pot să spune cu cuvintele românești mai corect. De ce? Pentru că, ascultați-mă, dragii mei, noi toți suntem chemați să fim adventist de ziua șaptea. Amin? Sunteți de acord cu mine? Dacă suntem chemați să fim adventiți de ziua șaptea, aceasta înseamnă că lucrarea noastră este lucrarea nemarginită. Dacă noi e putea să dea greș la căsătorie, s-a dus lucrarea lui de a avertiza pe oameni. Tineri necăsătorit, prima lucrare pe care vreau să spun la voi este aceasta. Căutați fetele sau bărbați care au temere de Dumnezeu. Amin cineva? Amin? De ce? Pentru că în familia lucrul acesta va fi important. Acum noi nu construim corabia. Acum construim caracterul pentru cerul. La sfârșit de toate. Ascultați-mă, dragii mei, am 5 copii. Este foarte periculos. Am 5. Nu m-ați înțeles. Vreau să explice, dragii mei. Să fii cu 5 copii seamnă responsabilitatea mea. Adică greutatea pe care am pus pe picioarele mele la această maraton de 42 de kilometri. Am pus niște greutate asupra mea și încă trebuie să trage cu toată greutatea aceasta până la capăt. Părinți, dacă sunt părinți aici, vreau să spun lucrul acesta foarte clar. Dacă copiii voștri nu vor fi mântuiți, voi riscați mântuirea voastră. Nu m-ați înțeles? Tineri necăsătorit, înainte de a fi căsătorit, gândiți-vă despre faptul că într-o zi Dumnezeu o să cere socoteală de la tine. Unde este turma pe care tu ai dus aici în lume? Și îmi place ce spune Isaia capitolul 8 cu 18. Iată, Doamne, este turma pe care tu mi-ai dat. A fost niște minune. Semne și minune în Israel. Amin, dragii mei, amin? Mi-aș dori... Și eu într-o zi, când Dumnezeu va chema pe mine să spune, Godfrey, unde sunt 5 copii pe care tu ai adus în lume? Să spune, Doamne, aici sunt copiii mei. A fost niște semne și minuni în lume. Știi ce înseamnă aceasta? În cartea lui Iov, capitolul 1, versetul 5, fratele meu, haideți împreună. Iov, capitolul 1, versetul 5. Iov, capitolul 1, versetul 5. Familia în misiune. Este o chemare specială pe care Dumnezeu a dat pentru tine și pentru mine. Ce spune Biblia? A? Și după ce treceau zilele de ospăți, da? Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață. Se scula dis de dimineață. Și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit. Unde? Și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. În inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Părinți, care este lucrarea noastră? De a scoala dis de dimineață. Acum nu trebuie să... Câți copii a avut Iov? Spuneți mie, câți, dragii mei? 10. Și în aceasta 10 copii, ascultați-mă,
Și este scris, după ce ei au terminat oaspeți, știi ce ar trebui să faci? A trebui el să scoală de dimineața, să merge acolo, să genuncheze înaintea lui Dumnezeu, să poată să prezinte un fiecare copil. Oameni buni, vreau să pun întrebare. Familia este importantă în lucrarea misionară, da sau nu? Spuneți mie. Da. Sora White scrie, nu există cineva care poate să darama lucrarea unui bărbat decât soția lui. Nu există altcineva care poate să darama. Nu poate să uite, când discută cu un prieten meu, care este tot misionar, când vorbea cu el și spunea, știi, fratele Godfrey, eu cred ce tu vorbești, dar problema este soția mea nu cred. Ce să fac? Eu să vin la tine să predică la soția ta? O să primește apa fierbinte. Cea mai bun predicator pentru soția, știi cine este aceasta? Soțul. Alo? Nu pastor, nu. Soț. Dar problema este, bărbați, ascultați cu mare atenție. Cea mai grea lucrare sub soare este să predică pentru soția ta. Ascultați cu mare atenție. Ai văzut ce a făcut predicatorul care a predicat astăzi? După ce a făcut, a predicat aproape o oră și după ce a făcut apel. Noi am ridicat, am mers în față. Slava Domnului. Amin? Dar la tine nu va fi așa de ușor. O să predică o oră, o face apel, nimeni nu ridică. O să predică două zile, face apel, nimeni nu ridică. Un an, 10 ani, nimeni nu ridică. Știi de ce? Pentru că soția nu numai ascultă, dar și vede predică. Dacă ai găsit una nepocăită, atunci vai de tine. Trebuie să muncești. Dar în același timp, copiii crește. Alo? M-ați înțeles, dragii mei? În același timp, copiii crește. Și vede confuzia între mama și tata. Mama încercă să predică sau mama se predică sau mama să fie pocăit, tata încercă și lucra, confuzia aceasta se întâmplă. Știi ce se întâmplă la copii? Copii, uite la voi, 1, 2, 1, 2, 1, la sfârșit de toate ei spune, știi ce? Rezolvați problema voastră, noi mergem la băutura și la țigară. Când ați terminat lucrarea voastră, să ne chemați și pe noi. Dar atunci când voi vei fi pocăit, în timp când o să încercă să cheme pe copii, atunci ei spune, am 18 ani și în România spune, fac ce vreau. Unii cred, căsătoria înseamnă haine albă cu coada lungă așa. Și toată lumea se uite, se spune, oh, uitați, este căsătorie. Și toată lumea să fie bucuros. Nu! Atunci începe căsătoria. Dar căsătoria adevărat nu este acolo la haine albă. Căsătoria adevărat este în casă. Hei! Oameni buni, vorbesc cu voi și vreau noi să înțelegem un lucru. Am fost chemat pentru o chemare specială. Amin, dragii mei. Aceasta înseamnă că tu trebuie să cauți pe cineva care are temere de Dumnezeu și să nu scrie niciodată să nu face un lucru fără să cere de la Dumnezeu, să știi dacă Dumnezeu aprobă gândirea pe care tu ai. Am descoperit că mulți dintre tineri nu ascultă înainte de căsătorie, ascultă după căsătorie. Când spune, te rog, tineri, să nu fii căsătorie, asta o să bată pe tine în casă. Nu, mai iubesc. Dar după ce va fi bătut în casă, predicatorule, ajută-mă, roagă-te, așa am crucea mea. Nu este crucea. Ai ales. Problema majoră este aceasta, tineri. Ascultați cu mare atenție. Știi ce? Părinți care sunt aici, cine este de acord cu mine? Părinți care sunt aici, care au copii, cine este de acord cu mine? Ascultați cu mare atenție. Ce eu spune, eu știu este adevăr. Eu vorbeam cu Simba într-o zi și am zis la el, Simba, știi ce? Acum încă noi ne înțelegem, pentru că încă nu a venit o fată. Când o să vină fata aici, deja înțelegerea noastră s-a dus. Dorința mea și rugăciunea mea este aceasta. Tineri, ascultați când încă aveți timp de alegere. Amin? Ascultați acum. Fetele, când găsiți pe băieți care batjocorește cuvântul lui Dumnezeu, care spune, asta este ca Ellen White, asta este ca James White, parcă trăiește în generația aia unde a trăit aia profeți. Am vorbit cu cineva
o femeie de aproape vârsta mea, este mai mare cu mine cu 3 ani. Și zicea, în timpul când noi am fost tineri, ne-am râs de orice fată care a vrut să fie casator cu pastor, misionar, cu... He, lăsați că voi o să cântați cântări la aia, aia de la biserică, o mie dor de cer, o, a, lasă-ne mai în pace. Cum vorbesc acum, este divorțat de soțul ei. Și ea maturisea și spunea, noi ridea de aia oameni care caută pe oameni cu minte. Nu am zis orice predicator trebuie să fie casatorit, nu am zis așa. Așa am zis? Nu. Pentru că și predicator trebuie să fie cu minte. Amin? Alo? Unii cred că când cineva are Biblia deja este sfânt. Nu! Dumnezeu nu a lăsat pe tine fără ochi. A dat ție ochi, se vede. Și trebuie să cerceteze. Când vede că omul acesta are niște viciuri pe care nu a biruit, lasă pe omul acesta în pace până o să birui. Amin? După ce va birui, atunci poate să fie legat de omul acesta. Pentru că dacă are greutate pe care nu a reușit să lasă, o să lasă când va fi un problemă cu tine? Când acum trebuie să cumpărați și Pampers? Nu! Mi-aș dori ca noi să înțelegem chemare pe care Dumnezeu a dat la familiile noastre. Este aici soția mea ascundă, neagră și frumoasă. Ascultați cum arată. În ziua când am văzut pe ea, am discutat cu ea și am zis așa, tu vrei să fii casator cu mine? Și zice, da. Am zis, dar să nu uite că eu sunt evanghelist. Încă vrei să fii casator cu mine? Și zice, da. Câteva zilele trecut, ea spune, auleu, dacă știa ce înseamnă evanghelist, putea să nu fii casator cu evanghelist. De ce? Pentru că a uitat, acum a văzut că cât de greu este să fii casătorit cu evanghelist. Dar cel puțin nu pot să spune m-am păcălit pe ea. M-ați înțeles ce vreau să spune? Ascultați cu mare atenție. Deschideți ochii mari înainte de casătorie. După casătorie, închideți urechile și ochii. Se trageți mai departe până la capăt. Ai ajuns? Nu mai pot să spun acum, nu mai este alegerea lui Dumnezeu, nu. Atunci era alegerea lui Dumnezeu la început, când a spus să nu face lucrul acesta, ci, nu, ci tu nu ai ascultat. Acum a intrat, acum este alegerea și a lui Dumnezeu pentru tine. Acum Dumnezeu spune, trageți. Să nu uitați. Omul negru încă are 50 de ani, greutate are și încă Dumnezeu așteaptă pe el să fie biruitor până la capăt. Cine a înțeles pe mine, dragii mei? Și atunci Dumnezeu spune, în această timp, ce să fac, Doamne? El spune, trezește dimineața, omul negru. Trezește dimineața. Rugăciune dimineața. La sfârșit de ziua, du-te în pădure, caută locul tău de rugăciune. N-alța rugăciune. Acum copiii mei trebuie să vede pe mine, să pune întrebări. Tata, unde te duci? La rugăciune? Se spune, da, mă duc la rugăciune. Ok, bine. Am crescut, am văzut lucrul acesta la tata și mama. Când ei trezea dimineața, tata mergea în Africa la tufișul lui și mama la tufișul ei și dimineața când noi ne-am trezit de acasă, când am trezit din dormitorul nostru, am ieșit afară și când am uitat, unde este tata? Nu mai este în casă. Acum tata vine de acolo, mama vine de locul acesta. Și atunci am descoperit, aceasta înseamnă viața. Să umblă împreună cu Dumnezeu în fiecare dimineață. Ascultați cu mare atenție. Fără ei să spune mai multe lucruri la mine. De atunci am ales la orice loc unde eu să merg, să caut locul meu de rugăciune. Și Biblia spune, Proverbe 22:6, învață pe copii pe calea pe care trebuie să meargă și când va îmbătrânit, nu se va abate de aceasta. Amin, dragii mei, amin. Tineri, mi-aș dori tineri să pot să înțelege lucrul acesta. Acum, înainte de a fi căsătoriți. Cei care sunt căsătoriți, ascultați-mă, nu înseamnă deja ai ajuns la ultima criză. Nu, n-alța rugăciune până la capăt. Dacă înseamnă trebuie să curge lacrimi, curge lacrimi înaintea lui Dumnezeu și să ceră, Doamne, ai milă de mine. Amin, dragii mei. Pentru că dorința lui Dumnezeu este ca tu să fii mântuit împreună cu familia ta. Geneza, Evrei, capitolul 7, haideți împreună. Evrei, capitolul 11, mă scuzați, 11, versetul 7. Ce spune Biblia? Îmi place ce este scris acolo.
17, ok, hei, am un singur dușman în România, știi care este aceasta? Ceasul. Ok, cum este scris? A? Credință noie. Când credința noie. Când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau. Ascultați-mă, alo, ok la mine, ascultați cu mare atenție. Noie, când a fost înștiințat de Dumnezeu de lucrurile încă nu văzut, ce a făcut? Haideți? Și plin de o teamă sfântă. Plin de o teamă sfântă. A făcut un chivot. A făcut un chivot. Ca să-și scape casa. Hei, ca să scape pe cine? Spuneți-mi, dragii mei, pe cine? Adică ce? Familia lui. Și întrebarea este, a reușit, spuneți-mi, da sau nu, spuneți-mi, a reușit, da sau nu? Da! Hei! Știi ce s-a întâmplat? Un tiner necasătorit primește mesaj, predică 120 de ani, pentru lumea întreagă să fie salvat. Se spune, da, Doamne. Dar, Doamne, te rog, alege pentru mine soția. Ok, bine, bine, bine. Am ales. Cu tare, asta va fi soția ta sau Roxana. Speram că nu există Roxana aici. Ok. Roxana este acolo și după aceea este căsătorit cu Roxana lui. Noie cu Roxana lui. M-ați înțeles aceasta? Când era căsătorit cu Roxana lui, merge mai departe să spune, Roxana, ce să facem cu copii? Ascultă-mă. Am o misiune foarte mare. Care este misiune? Dumnezeu m-a chemat să pot să predic. Ce trebuie să predic? Vine potop. Ei, noi. Ai văzut potop? Ei, Dumnezeu a spus. Ai încredere în el? Da, da. Atunci, dacă tu ai încredere în Dumnezeu și eu am încredere în Dumnezeu, hai să mergem împreună. Atunci când a continuat împreună, a avut copii. Ce să învățam? Să dansează la club? Nu merge. Să arată desene animate? Nu merge. Asta filme de la Hollywood? Nu merge. Se trimite pe ei la dansuri de club? Nu merge. Se trimite pe ei. Unde să facem? Hei, hai să facem școala pentru copiii aceia să știe. Avem misiune. Care misiune? De a predica lumea aceasta. Câte timp? 120 de ani. Copilași, acum 20 de ani Dumnezeu m-a avertizat pe mine. Acum voi sunteți acum născut. După aceea, acum, uitați copilași, acum 30, 40, 50 de ani s-a trecut. Și Dumnezeu m-a acreditat cu lucrare. M-ați înțeles, copilași? Da, da, tate. Tate, unde te duci? Acum am luat topor. Ce vrei să faci? Vreau să tai lemne. Ce tip de lemne? Exact pe care Dumnezeu a spus. Cine a înțeles pe mine, dragii mei, până acum? Și copiii uită la tata. Dimineața trezește. Are topor în mână. Merge să taie lemne. Și copiii spune, a, dar tata, tu? De ce tai lemne? Dumnezeu a zis, a, hei, Sem, am, Iafet. Tata este serios, nu joacă. Este serios. Nu doar predică la biserică, el trăiește, uite, are toporul. Merge acum să tai. Nu știu dacă m-ați înțelege. Vreau să pun această scenariu în mintea voastră. Să înțelegeți. Copiii spune, tata, mâine nu te duci singur. Merge împreună cu mine. Undeva, unde este pianul, undeva. Este aici sau afară? O sus, ok. Și atunci, în această timp, vine Sem și am celălalt are topor. Tata, care? Asta copac și celălalt copac. Hai să tăiem împreună. Și după aceea copiii uite să spune, dar tate, noi acum vrem să fim casatori. Cu cine? Am văzut pe cineva care... Și tata zice, stai. Familia cu tare. Sunt oamenii credincioși. Oamenii aceasta cred în mesaj pe care eu am. Așa, tata? Da. Atunci căsătoriți cu fetele aia și merge acolo și se caută să fie căsătorii. Când ei sunt căsătoriți cu soțiile lor, soțiile lor uită la soții lor care crede, care a crezut tata. Și atunci și nurori crede ce spune socru. Și Dumnezeu spune, Noie a făcut ce este numit neprihanirea prin credință. Cineva să mă ajute? Ok, mulțumesc. Ok, cineva a plecat, mulțumesc. Ascultați-mă, dragii mei. Familia întreagă și Biblia spune acum, prin credință, Noie a făcut corabia ca să scapă familia. Ascultați-mă, dragii mei.
dacă nu ai reușit să salveze pe cineva în România, salveze cel puțin familia ta. Amin, dragii mei. Cel puțin familia ta. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi, ascultați-mă, dragii mei, chemarea pentru noi nu este să avem mașină. Și eu am mașină, nu înseamnă că este rău să aibă mașină. E bine. Dar mașina nu este ținta ta. Nu este să aibă casa. Și eu am casa. Dar nu este ținta al tău. Casa, mașinile sunt doar lucrurile care ajută pe tine în lucrarea misionară. Amin, dragii mei. Dar ținta al tău este suflete. Știi ce? Mi-aș dori. Știi ce? La anumit timp trebuie să vorbim. Ia, îmbrăcați cum trebuie. Fustele să nu fie așa de scurte asupra genunchi. Trebuie să fie așa de lung. Să nu fie transparent. Trebuie să fie... Și alți sunt supărat foc. Nici cu tine nu vorbesc. Dar tu vrei să ajute? Ascultați, sora. Haideți în cerul. Lasă-mă pe mine cu ideile aia mai ciudat. Ascultă, mai există frate cu tăr care cade. Datorită ta, este treaba lui. Atunci o să cade și frate și tu. Nu m-ați înțeles. Dacă o să cade și tu și frate, Dumnezeu o să spune, pentru că tu ai fost o pricină de poticnire. De aia frate a căzut. Dar frate a căzut pentru că mintea lui nu a fost agațat pe Hristos. Alo? Asta a fost problema lui. Amândoi sunteți pierdut. Știi ce? Mi-aș dori să ajunge la timp pe care Adventist de ziua șaptea. Niciodată nu va fi supărat pe predicator. Biserica, amin? Pentru că predicatorul nu are cerul. Tu poți să deschide sau să închide ușa pentru tine. Predicatorul lucrărilor să spune, hei, așa a zis Dumnezeu, așa a zis Dumnezeu. Amin, dragii mei? Dacă tu verifică să vede, așa a zis Dumnezeu, ascultă, se spune, haleluia, Doamne, ajută-mă, vreau să fiu mântuit. Simplu, s-a terminat. Amin, bun, haideți în cerul, amin? Haideți în cerul. Trebuie să știm de ce Dumnezeu ne-a chemat pe noi. Vreau să citesc că împreună cu voi, Noe a scăpat pe familie. Știți de cineva care nu a scăpat cu familia? Cine este aceasta? Cine știe? Lot. Și Biblia spune despre neprihănitul Lot, care a salvat numai viața lui. Pentru că el îi plăcea viața de oraș. Alo? Nu m-ați înțeles. Alo? A căutat avantajele. Banii comeți. Și a zis, asta este mai important decât mântuirea ai familia mea. Și Biblia, Spiritul profetic spune așa, problema majoră nu a fost la Lot, problema a fost la soția lui. Alo, Doamne ferește! Voi credeți, este doar Adam care a căzut? Întrebați pe Lot. Ținta lui a fost, momentul când am ajuns acolo, o să câștigă și asta, și asta, și asta. Dar parcă mintea de familia lui a fost câștigul pământen. Oameni buni, vă rog să fiți foarte atenți aici, la această punct. Când a ieșit din Sodoma și Gomora, câte avere a ieșit cu el? Spuneți mie. Atunci vreau să pun întrebare. Dumnezeu când ne cheamă pe noi să facem lucrarea Lui, este pentru avantajul nostru sau pentru dezavantajul nostru? Spuneți mie, dragii mei, avantajul nostru. Omul bogat, cel mai bogat, la sfârșit de toate a fost omul din peștere, care a făcut să iese generațiile care a tulburat pe Israel aproape toate viețile lor. Viața lui a fost umplut de rușine, datorită o singură greșeală. Nu a ascultat de Dumnezeu de la început. O, dragii mei, mi-aș dori, știi ce, vreau să vorbesc lucrul așa, mi-aș dori să spune, dragii mei, noi o să umblăm pe strazile de aur, o să mâncăm din pomul vieții, care are 12 tip de fructe. Așa va fi. Dar Biblia spune celor ce va birui. Dar ca să fii biruitor, ai grijă să nu îngreunează
pe tine cu mai multe greutate. Când tu știi în viața ta Dumnezeu va cere de la tine, la sfârșit de toate, se poate să iese un om curat, mântuit în împărația lui. Haideți în cer. Amin, dragii mei. Știi ce? Eu pot să spun la cei care sunt îndrăgostit cu fetele, cu băieți afară din biserică, las-l acum. Amin. Amin. Scrie mesaj, se spune, gata, am terminat cu tine. O să spune, dar de ce face lucrul acesta? Spune, pentru că vreau să fiu mântuit. Știi? Unii pot să spune, omul negru, poate să vorbesc cum vrei, eu nu las. Ok, bine. Unii spune, vreau să mântuiască pe asta. De aia eu sunt casator. Nu. Cei care sunt casatori nu vorbesc cu voi. Închideți urechile. Amin? Cei care sunt casatori, acolo să rămâneți. A fost în biserică, nu a fost în biserică, este treaba voastră, rămâneți acolo. Dar cei necasatorit, ascultați cum ar atinge. Sora mai scrie, este mai bine să rupe logodnă decât să rupe casatorie. Amin? După ce tu ești casatorit, acolo se rămâne. Casatoria nu este metoda de evangelizare. Alo? Domnul Iisus Hristos nu a zis, duceți-vă casatoriți și după aceea se botezați. Așa este scris? Nu. Faceți ucenici. Predicați. Și predicarea aceasta este mult mai ușor când tu nu ai niciun atașament cu persoana. Amin? Știi ce? Știi ce? Mi-aș dori... Știi ce, tineri, ascultați-mă mă era mai bine dacă putea să fii tineri și după aceea să mergi să fii casatorit cu persoane nepotrivit și după aceea să ies înapoi să fii încă o dată tineri. O să fii mai înțelept. Dar acum el spune, după casatorie o să spune, fratele Godfrey a avut dreptate. Când face seminar o să spune, era mai bine dacă asculta. Dar acum este prea târziu. Avem două familii. Familia lui Lot și familia lui Noe. Noe a salvat pe familia lui și Lot a rămas numai el neprihănitul. A pierdut și familia. Și averi. Și copii. Și cei două fecioarele care a rămas fecioare, ei, pentru că am bibat din această învățătură a Sodoma și Gomora, a luat aceasta și la munte. Hei, chemarea noastră este chemarea specială, împreună cu familiile noastre. Amin, dragii mei. Îngăduiți-vă, dragii mei, să poți să citesc această pasaj din Camino Advent, pagina 43. Ascultați cu mare atenție cum este scris aici. Dacă cei care au în vedere căsătoria nu vor să aibă remușcare după căsătorie, atunci ar trebui să facă acum din aceasta un subiect serios de cugetare. Aceste pas făcut în mod neînțelept constituă unul dintre mijloacele cele mai sigure care pot ruina rodnicia unui tiner și a unei tinere. Viața devine o povară, un blestem. Nimeni nu poate ruina mai mult fericirea și rodnicia unei femeie și să-i facă viața o povară chinuitoare ca propriul ei soț și nimeni nu poate distruge nici măcar în proporție de 100% speranțele și aspirațiile unui bărbat, nu-i poate paraliza energiile și ruina influența și planurile de viitor ca propria sa soție. Ceasul căsătoriei este cel care determină în dreptul multor bărbați și femeia succesul sau eșecul în această viață și speranțele lor în ce privește viața viitoare. Spuneți mie, dragii mei, este important să gândim înainte de căsătorie, da sau nu, spuneți mie, alo? Sigur că da. Dar nu numai aceasta, eu îmi place pentru că Dumnezeu nu lasă pe noi fără speranță. Ascultați cu mare atenție. Care este speranța lui Dumnezeu pentru noi? Uitați, este scris, căsătoria este un lucru care va influența și va afecta viața ta atât în această viață, cât și în cea care va veni. Un creștin sincer nu va înainta în planurile sale în această direcție fără a avea certitudinea aprobare lui Dumnezeu. Amin cineva? Amin? Înainte să merge la orice direcție, cere aprobarea lui Dumnezeu. Cine a înțeles pe mine până acum? Alo? Mă bucur. Amin? Ascultați-mă, dragii mei.
De ce este important pentru tine să ceri aprobarea lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu cu tine în curtenia va fi Dumnezeu cu tine în ziua de nuntă, va fi Dumnezeu cu tine în căsătorie, va fi Dumnezeu cu tine când tu ai 5 copii, va fi Dumnezeu cu tine când băiatul cel mai mare, fata cel mai mic o să dea ție dureri de cap, când o să genunchează înaintea lui Dumnezeu, o să spune: Doamne, am început toată lucrarea aceasta cu tine, acum am o problemă, haide să mă ajută. Ai și putere de a merge mai departe. Oameni buni, are logică lucru pe care să nu uitați, noi vorbim despre a thinking generation. Are logică, de ce? Pentru că am pornit cu tine, Doamne. Acum am ajuns la această timp care este foarte greu, ajută-mă. Credeți-mă, eu cu soția mea acum, voi nu știți, avem durere foarte mare. Știi care este durerea noastră? Cine va fi căsătorit cu băiatul nostru cel mai mare? Genuncam, n-alțam rugăciune. Soția, când ea este singură, n-alța rugăciune. Și eu sunt din pădure singur, n-alța rugăciune. De ce? Să nu cumva să vină nora care o să ne bate pe noi. M-ați înțeles aceasta? Durerea noastră cea mai mare nu este problema noastră cu nora. Dar noi știm, moment când nora este greșită, atunci toată generația de la Simba mai încolo este stricat. Și nepot seamnă sunt stricat. Seamnă de la boiatul aceasta, celălaltă generație va fi generația de oameni pierduți. Când eu o să ajunge în cerul, cât de bună ar fi să ajunge în cer să spune: Doamne, aici este fiul meu, aici este soția lui, aici sunt nepoții mei, acum intrăm împreună în împărăția cerului. Ce mare bucurie și satisfacție și bucurie și pace și liniște! Părinți, ascultați-mă! Tocit genunchi, vorbiți cu Dumnezeu despre copiii voștri. Amin? Nu contează cât de destrabalat este copilul al tău, să nu da pacea lui Dumnezeu. Genunchează, vorbesc cu Dumnezeu. Până într-o zi, glasul lui Dumnezeu o să șoptească în inima lui ca copilul acela să întoarce înapoi la Dumnezeu. Amin, dragii mei. Și în ziua aceea va fi cea mai mare bucurie, nu numai pentru tine, ci pentru cer. Una dintre lucrurile pe care noi le-am cerut de la Dumnezeu este aceasta: Doamne, noi nu vrem să avem fiul risipitor în casa noastră. La anumit timp, tineri pot să crede: oh, ce mai bun este să poți să merge în lume și după aceea să întoarci înapoi, atunci va fi mult mai ușor. Cei care au ieșit din lume au scăpat. Ascultați-mă, dragii mei, au scăpat. Dacă Dumnezeu a crescut pe tine cu părinți credincioși, aleluia! Rămâne cu părința aceasta, înalță rugăciune, vorbesc cu Dumnezeu. După ce ai terminat lucrul acesta, când tu o să asculte, ascultați-mă, dragii mei, la sfârșit de toate, o să fie o mare bucurie când și familia ta o să fie salvat în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci familia odonată face cea mai mare lucrare decât orice predică de la amvon. Dacă ce eu vorbesc, soția mea o să începe să face altceva. Toate predicile mele s-au terminat. M-ați interes, dragii mei? Pot să foțeze pe copii, dar pe soția nu pot. Nu ai cum. Pe soții nu pot. Nu ai cum. Pe copii, când ei încă sunt mai mici, pot să zic: hei, ai grijă, oricum le-o trage de ureche. Cu soția nu merge. Dacă ai tras de ureche, atunci 7 zile nu vorbesc cu tine. Se face mamaliga singură. Nu merge. Dumnezeu cere de la tine, tot așa se continuă, se înalță rugăciune, cu răbdare. Hei, și soțiile. Știi ce spune Biblia în cartea lui 1 Petru, capitolul 3, cu 2? Este scris că voi tratați pe bărbata aceasta cu răbdare, așa, după ce ei o să vede cât de buni sunteți voi, cât de blând sunteți voi, atunci va fi cucerit de bunătatea voastră. Ei!
Și după aceea o să spune, vreau să fii botezat. Ascultați-mă, am văzut pe sora care a avut soț necredincios. Când a fost botezat, parcă trebuie să spune la toată lumea, a făcut cea mai mare evanghelizare. Chiar așa este, așa este. Oameni buni, haideți în cerul. Amin? Haideți în cerul. Mi-aș dori. Ca lucrul pe care vorbesc astăzi, despre familia, despre chemarea noastră, la misiune, să nu fie doar chemarea degeaba. Dumnezeu ne-a promis că El va fi împreună cu noi, spuneți mie. Da, a promis lucrul acesta. Da! De ce? Pentru că dacă El a promis lucrul acesta, Dumnezeu nu minte. Ascultați-mă, Biblia spune în cartea lui Evrei, capitolul 10, versetul 23, căci credincios este cel care a făcut făgăduință. Amin? Care făgăduință? Eu sunt împreună cu voi până când? Până la sfârșitul lumii aceasta. Amin? Așa a promis. Și Dumnezeu nu minte. Ce El a spus, așa va fi. Și dorința Lui este aceasta. Noi să plecăm în cer. Ascultați-mă, dragii mei. Orice tinere trebuie să învață să pune genunchi jos. În cartea lui Geneza 24, versetul 63, cred, 63, fratele meu, unde a fost Isaac când a venit Rebecca acolo? Apropo, surorile, ai grijă acum voi sunteți îmbrăcate. Amin. De ce spun lucrul acesta? Pentru că copiii voștri, ascultați-mă, să nu uitați, noi suntem făcut o privilegie pentru lumea, pentru îngeri și pentru oameni. Sunteți de acord cu mine? Amin? Cine copiază cel mai mult? Știi cine? Copiii. Eu spun la părinți când fac seminarele cu părinți, eu spun așa, părinți, ascultați-mă, copiii nu au urechile, au ochi. Nu m-ați înțeles. Vorbesc ce tu vrei, nu ascult. Ei vor să vede. Copiii vor să ajunge acasă, să intre în cameruța lui tata. Tata! 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 Și tata nu zice nimic. Și după aceea încerca ce? Clanța. Se deschide. Și se vede tata este unde? Pe genunchi. Închide ușa și merge să spune la altul. Tata se roagă. În timp viitor, când ciocanește încă o dată la ușa, când vede că tata nu răspunde, prima gând este, de ce nu răspunde tata? Noi știm a intrat, seamnă că el se roagă. Atunci lucrul acesta intră în capul lor ca ei să înțelege că credința nu este lucrurile de biserică, este lucrurile de viață. Atunci copiii uită să spune, tata se roagă, mama se roagă, aceasta înseamnă că și eu trebuie să fiu omul de rugăciune. Ascultați cu mare atenție, este băiatul meu, care a fost aici la piano, care cânta la piano. Acasă am ales să facem noi cu familia și am zis, soția este bine, noi să tragem 21 de zile să ne rugăm pentru Duhul Sfânt. Și am început să înalțăm rugăciune pentru Duhul Sfânt, împreună cu familia. Am făcut lucrul acesta. Ascultați cu mare atenție. După ce noi am terminat lucrul acesta, următorul lucru este, am auzit un băiat aia spunea la noi, tata, zice, da, zice, știi ce noi facem cu prietenii mei? Și am zis, ce faceți voi? Noi ne rugăm 21 de zile pentru Duhul Sfânt. Asta este a 8-a zi. Și am zis, cum faceți lucrul acesta? Și zice, noi jucăm cu alți, jucăm și după aceea punem la pauză, mergem să ne rugăm pentru Duhul Sfânt, venim înapoi, jucăm, așa facem. 21, ascultați-mă, dragi mei, a trecut 21 de zile, a continuat pentru că încă a trebuit să joacă. Dar vreau să spune, dragi mei, îmi place ce spune român, român spune așa, A zis copil de pisică, tot șoarece mănâncă ceva de genul, nu știu. Ce se naște din pisică. O, ce se naște din pisică, tot șoarece mănâncă. Ce vreau să spun este aceasta. Ce a văzut copil? Ascultați, nu vreau să spun sunt un creștin bun, m-ați înțeles aceasta. Vreau numai să spun putere de a da influență, mai ales la copii. Și copiii uite să spune,
atunci viața înseamnă ca să înalțăm rugăciune pentru Duhul Sfânt. Asta, hai să facem. Așa trebuie. Mereu am mers la evangelizare, am făcut evangelizare, am venit înapoi și într-o zi, nu știu ce a apucat, avem vecini pe care eu nici nu am mers să începe să evangelizeze cu ei. Același băiat cu sora a mers cu cel mic, a mers împreună, la loc, la vecina aia care este acolo, ortodoxă. Și când a ajuns acolo, și a început, știi că o să vină legea dominicală? Știi că sabatul este ziua Domnului? Știi? Și zice, du-te de această prostie voastră, ce vrei să spunem? Ba da, așa este. E, nimeni nu, cum să zice, cum e, cum pot să spun așa? Și a mers acolo și a căutat în Exodul, capitol 20, și a căutat și zice, citiți, Doamne, citiți. Uitați cum este scris. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințească. Și după aceea a pus întrebare. Care credeți este ziua a șapte? Și zice, Duminică, tu, nepot, te rog, citește încă o dată. Ce? Pentru că bunica ta nu înțelege. Citește și tu. Și când a venit de apoi, așa vorbea, așa tulburat. Cum adică femeia aia se nu înțelege această adevărul pe care nu i-am spus? Așa spunea, discuta legea dominicală, așa, cum se zice... Așa era în mintea lor. De ce spune lucrul acesta, dragii mei? Vreau să spun lucrul acesta. Dumnezeu cere astăzi ca tu și eu să facem lucrarea misionară. Ascultați-mă, dragii mei. În această timp... Oh, scuze, nici nu am știut că timpul a înaintat. Uitați, dragii mei. Îngăduiți-vă să citesc două pasaje. Se poate? Două pasaje, numai. Două pasaje. În cat... Ok. Oh. Ok, ascultați-mă, dragii mei, uitați ce este scris în cartea, Evenimentele Ultimele Zile, pagina 45, EUZ, pagina 45. Ascultați cu mare atenție, care este chemarea pe care Dumnezeu, EUZ, pagina 45, ascultați cu mare atenție. Ascultați cum este scris aici. Adventist de ziua a șapte, ascultați. Adventist de ziua șapte a fost ales de Dumnezeu ca un popor deosebit, separat de lume. Cineva să spune amin. Separat de? Știi ce înseamnă aceasta? Îmbrăcăminte separat de lume. Mâncare separat de lume. Muzica separat de lume. Obiceiul separat de lume. Orice lucru separat de lume. Și după aceea este scris așa. Prin sabia cea mare a adevărului, Domnul i-a despărțit de alergarea lumii și a dus în legătura cu el. I-a făcut reprezentanții săi și i-a chemat să fie ambasador lui în ultima lucrare de salvare. În ce? Ultima lucrare de salvare. Cine a fost făcut ambasador? Cine? Adventist de ziua șapte. Ești tu Adventist de ziua șapte? Da. Atunci Dumnezeu vorbesc cu tine. Și după aceea este scris. Cea mai mare bogăție de adevăr, încredințat vreodată muritor, cea mai solemnă și înfricoșătoare avertizare trimisă vreodată omul de către Dumnezeu, le-au fost încredințat lor pentru a le vesti lumii. Amin, dragii mei, amin? Știi ce înseamnă aceasta? Avem un mesaj deosebit, biserică, amin? Hei! Într-un sens special, Adventist de ziua șaptea, au fost pus în lume ca străjeri și purtători de lumină. Lor le-a fost încredințată ultima avertizare pentru o lume care pierde. Peste ei strălucește lumina minunată din cuvântul lui Dumnezeu. Lor li s-a încredințată o lucrare de cea mai solemnă însemnătate, proclamarea primei, acela a doua și cele de-a treia solie îngerești. Nu există o altă lucrare de o mai mare importanță. Ei nu trebuie să îngăduie nimic altceva care să le absorbă atenția. Biserica, amin? Întrebare, dragii mei. Este important să fii adventist de ziua șaptea asta? Spuneți-mi, da sau nu? Ultima pasaj. Este numit din lucrare medicală misionare. Pagina 49. Numai că în românește a fost, o să citesc că și în engleză și în românește. Uitați cum este scris. Pagina 49. Uitați cum este scris aici. Urmăriți-mă cu mare atenție.
De fapt, Domnul Hristos a fost un adventist de ziua a șaptea. În engleză spune așa, medical missionary, medical ministry. Pagina 49. Spune așa. Christ was a Seventh-day Adventist to all intents and purposes. Asta este partea care a rămas în limba română. Cu toate gândirea și scopul lui, misiunea lui, ce el a făcut, a fost un adevărat Adventist de ziua șapte. Știi ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că ce a fost Hristos, așa trebuie să fii și tu și eu. Amin cineva? Amin? Exact ce a făcut Hristos. Dragii mei, o chemare specială pentru lumea care pierde în păcat. Avem o lucrare de făcut pe care nicio altă generație care poate să face lucrarea aceasta. Am citit în cartea lui Apocalipsa, capitolul 20, versetul 4, unde Biblia spune așa, Apocalipsa 20, versetul 4, unde Biblia spune așa, citește fratele meu, ascultați cu mare atenție, cu aceasta am închis, uitați ce este scris, Apocalipsa 20, versetul 4, am... Și am văzut niște scaune de domnie. Unde? Haideți? Și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și, ascultați? Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus. Din pricina mărturiei a cui, dragii mei, spuneți mie? A lui Iisus Hristos. Care a fost prima problemă pe care ucenici a avut cu Roma păgân? Mărturia lui Iisus Hristos. Voi știți ce a zis farisei atunci? Când au zis, să nu mai predicați încă o dată de numele aceasta. Și ei au spus, judecați voi înșivă. Pe cine să ascultăm? Pe voi sau pe Dumnezeu? Asta a fost prima problemă. Haideți mai departe. Și? Și din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Din pricina cuvântului lui Dumnezeu, în timpul de Evo Mediu Întunecat. Martin Luther, Zwingli, Melanchthon, teologul baptist, John Gill, Martin Crema, toți oamenii aceasta. De ce a suferit? I-a fost datorită cuvântului a cui? A lui Dumnezeu. Era greu să găsesc, de aia se numește timp de Evo Mediu Întunecat. Haideți mai departe. Și? Și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei. Aceasta vorbesc despre tine și despre mine. Ultima luptă. Fiara și semnul fiară. Cei care nu o se închină fiara și semnul fiară, aceasta va fi tăiat cap. Și ce a făcut? Oamenii aceasta au ajuns exact la scaunul aia de domnie. În cer. Oamenii aceasta au înviat, au împărățit un pronoc cu Hristos timp de 1000 de ani. Chemarea ta, dragii mei, este chemarea specială. Amin, dragii mei. Cine crede că are chemarea specială? Cine crede aceasta? Mâna sus. Mi-aș dori, dragii mei, ca noi să înțelegem chemarea aceasta pentru orice persoană care este numit adventist de ziua șapte. Datorită aceasta, dragii mei, pot frate să mă înjignesc, sau frate să mă înjignesc, sau sora să mă înjignesc. Nu am nicio problemă. Știi de ce? Nu este cel care o să mă plătește mâine. Plata mea este de unde, dragii mei? Spuneți mie, de unde? Din cer. Nu știu, m-ați înțeles ce vreau să spun? Pot el să crede, el să nu crede, ea să nu crede. Lucrarea mea este să spune, uite, așa a zis Dumnezeu. Așa a zis Dumnezeu. Așa a zis Dumnezeu. Cineva o să aibă inima care este muiat, care o să ascultă, o să întoarce înapoi la Dumnezeu. Amin? Și cerul se bucură. Și eu mă bucur. Dar dacă nu, după ce eu am plecat, ascultați cu mare atenție, ei într-o zi, când o să vede ce se va întâmpla, o să spune, a fost un proroc în mijlocul nostru. Problema noastră astăzi este, noi abia așteptam să primim aprobarea prietenilor ai noștri, înainte de a face voia lui Dumnezeu. Dacă noi aștepta aceasta, nu putea să predică nimic. Dumnezeu te-a chemat. Înainte de a predica, se trăiește. Amin, dragii mei. Înainte de a predica, se trăiește. Cineva spunea în engleză, I would rather see a sermon than listen to one.
Mai bine se vede predica decât să ascultă una. Dragii mei, cine a înțeles ceva astăzi în seara aceasta? Amin? A doua întrebare. Cine cred că ce noi am învățat este adevărul? A treia și ultima întrebare. Cine vrea să spune, Doamne, ajută-mă, eu vreau să ascult chemarea al tău, vreau să fiu un adevărat adventist de ziua șaptea. Mâna sus. Vreau ca în această timp să cerem trei oameni care o să vină aici în fața să înalță rugăciune. Cine vrea să înalță rugăciune? Ok, fratele meu, haideți. Cine este altă persoană care vrea să vină aici în fața să înalță rugăciune? Vrem să... Haideți, sora. Haideți. Cine este aici? A treia persoană? Ok, haideți, sora. Hai să genuncăm pentru rugăciune, să cerem ajutor lui Dumnezeu. Tată Ceresc, venim toți împreună la picioarele tale să-ți mulțumim pentru cuvintele pe care le-am auzit și îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu puteai să mori pentru un singur om ca să putem fi salvați, ca să poți fi salvat. Te rog, Doamne, ca Tu să ne ajuți să vedem dragostea Ta, să vedem că Tu vrei ca și ceilalți de lângă noi să fie salvați. Așa, Doamne, să fim întâi misionari în familiile noastre. Așa, Doamne, să avem pe povara, pe inimile noastre povara aceasta și ajută-ne, Doamne, să te putem urma pe Tine. Oriunde Tu ne vei chema și așa să iubim vocea Ta, să iubim chemarea Ta și sacrificăm eul nostru și tot ceea ce ne place nouă și nu-ți place Ție. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Părinte bun din ceruri, personal îți sunt recunoscător pentru orice moment petrecut aici, pentru orice cuvânt ce se întipărește în mintea mea. Doamne, vreau ca prin Duhul Tău să uzi tot ceea ce a fost sădit și să găsească rod în viața mea. Doamne, pentru oricare dintre noi, îmi doresc Duhul Sfânt asupra noastră să putem să ne ghidăm viața doar după Tine, să fii singurul nostru exemplu, să îți urmăm, Doamne, sfaturile, să ne încredințăm cu putere în făgăduințele Tale și să avem plăcerea, să avem bucuria, să avem satisfacția împlinirii, să avem fericirea unor familii ideale, după cum Tu le dorești. Doamne, dă-ne puterea să ne cizelăm comportamentele, să ne stabilim bine aspecte ce trebuiesc pas cu pas lucrate în viața noastră, să avem constanță în ceea ce ne propunem și vrem ca astăzi, acum să fie momentul zero în care noi să începem orice lucru bun pe care ni l-am stabilit în minte, ni-l dorim și vrem ca puterea Ta să își găsească împlinire în viețile noastre și să Te putem lăuda pentru rezultate. Doamne, Îți suntem recunoscători, încredințați în făgăduințele Tale, credem că Tu faci cu mult peste așteptările noastre și peste dorințele noastre. Ajută-ne să ne încredem cu totul în Tine, căci Te-am rugat toate acestea în numele Sfânt al Domnului Iisus. Amin. Tată bun și sfânt, venim la picioarele Tale să-Ți mulțumim cu recunoștință pentru acest cuvânt minunat care ne face niște oameni gânditori, niște oameni cu o logică, cu rațiune, niște oameni care Te poate reprezenta frumos în această lume. Tată scump,
Cerem prezența Duhului Tău cel Sfânt în inima noastră, vino Tu să locuiești în inimile noastre, alungă din ele orice mândrie, orice lucru care ne desparte încă de Tine. Tată scump, ajută-ne să iubim acest cuvânt prețios pe care Tu ni l-ai lăsat. Ajută-ne ca viețile noastre să poată fi puse în rânduială conform acestui cuvânt. Și Te rugăm, Părinte scump, să faci din noi acea generație de tineri care să poartă povara acestei ultime lucrări pe care Tu ne-ai lăsat-o să o facem. Fă-ne responsabili și conștienți de marea noastră responsabilitate, Părinte, și prin puterea Ta ajută-ne să o ducem la bun sfârșit. Slăvit să fie numele Tău, în numele Domnului Iisus. Amin. Tatăl nostru care este în cerul, mulțumim, Doamne, de prezența Duhului Tău cea sfânt și după masa aceasta. Și cerem, Doamne, în primul rând să ne ierte unde mândria a crescut, unde noi am blocat lucrarea al Tău, unde, datorită păcatele noastre, am piedicat înaintarea ai lucrarea al Tău. Te rog, Doamne, să ne ierte. Cerem, Doamne, ca în fiecare tineri, în fiecare părinte, în fiecare predicator, în fiecare omul care este aici, să poți să agață de Domnul Iisus Hristos. Amin. Și să alege pe El ca Mântuitorul personal. Ajută-ne, Doamne, ca noi să nu rămânem uimit doar de cuvântul acesta, dar să trăim ce Tu ai spus. Amin. Și cerul să poți să bucură împreună cu noi. Te rog, Doamne, scoate omul din fața oamenilor și Hristos se rămâne în inimile noastre. În numele Domnului nostru Iisus Hristos te-am rugat, îți mulțumim. Amin. Mulțumim, dragii mei, poftă bună.